Salutare, prieteni! Vin și eu cu un review la Team of the Week 21, unde știți că a picat ce era mai bine. Am avut emoții sincer că nu va pica Ronaldo pentru că nu au bătut cei de la Juventus, dar avem noroc. Începem cu McBurney, un jucător foarte slab, sper să nu vă pice. Van Wolfswinkel. De la Basel, la fel, sper să nu vă pice. Ăsta e un jucător interesant, în afară care are 2 stele la week. Arată destul de ok. Chiar arată destul de ok în afară de acelui foot nasol. Orsic ăsta n-arată rău, 4 cu 3. Chiar n-arată rău, e decent la 79 rating. Raid 84, 80, 82, dribbling 70. Ăsta arată binișor, în afară că n-are composure. Gervinho nu-mi place, sincer să fiu. King ăsta arată bine și el. Ăsta mi-ar conveni să-mi pice, sincer să fiu, ca super sub. De Jong nici nu mă mai uit, 59 pace. Finn Bonganson, 76 pace, cam lent. Nu l-aș recomanda. Ăsta la fel, Fortunis. Slăbuț și campionat prost, Ruben Pena. Nu poți să-l joci cu 77 la 69 la physical, RB. Donnarumma foarte decent, foarte bun. Killwell ăsta am înțeles că e ok, 84 pe 82 def. Și are și jumping, forțe mai mică, dar are jumping, interceptions, viteză, e ok. Și cred că are și high-high, e ok, nu are high-low sau high-mediu. Urban ăsta nici nu mă uit, 57 pace. Koulibaly, bineînțeles, ăsta e incredibil. 91 def, 90 physical. Kagawa de la Benjintan și decent, dar n-ai ce să faci cu el. Fabregas, la fel, 59 pace, n-ai ce să faci cu el. Ăsta arată bine brand. Pentru un CAM mai degrabă îl văd. Dar nu prea ai ce să faci cu el. Visca de la, nu știu unde joacă ăsta, la aia, la Turcia, nu știu cum se numește. Başakşehir. 90 pace, 82 shooting, agility ok, stamina ok, poate ca super sub să meargă. Higuain la fel nu l-aș recomanda, 74 pace, 71 shooting, 75 physical, nu-mi place. Și 3 stele la skills. Și aici vine nebunul de Ronaldo care nu pot să mai compar cu nimeni cu nimic. Și putere, și jumping, și stamina, și agility, și reacții, și composure, și pasă, ok. Shoot de la distanță, pas, nice. E zeu. Și Aguero care arată impecabil. 95 finishing, 89 accelerați, 94 positioning, 84 viziune, agility, composure, reacții, dribbling, jumping, stamina, agility, strength, ok. Head, accuracy, 76, ok. Eu zic că ăștia doi sunt baza. Higuain nu l-aș vrea și pe ăsta m-ar ajuta un fel și ăsta m-ar ajuta și portarul e decent. Și mi-ar mai place ăsta sau ăsta sau ăsta. În rest nu. În rest nu se merită. Deci vedem mâine la Weekend League ce ne va pica. Avem două conturi, am făcut 19 pe amândouă. Poate din 4 players pick, unul va fi măcar Aguero. Sau Chilwell sau ăsta de Koulibaly, ăsta de 90. Sau și portarul Donnarumma ar fi ok de cât de loc. Cam asta e review-ul meu, am un review scurt, dar vă zic sincer, ăștia doi sunt baza cu ăsta, ăsta doar pentru SBC să-l bagi, nu prea e jucabil, Chilwell e jucabil, Donnarumma e jucabil, ăștia doi nu sunt jucabili, eventual ăsta ca super sub sau ăsta, sau ăsta. Vă salut pe toți prieteni, lăsați-vă în comentariu cu ce părere aveți despre acest Team of the Week 21. Și un like dacă vreți la clip, m-ar ajuta foarte mult, vă mulțumesc din suflet. Ne auzim mâine să facem clipuri cu Weekend League și Division Rivals Rewards. Ciao!